Există o pizzerie de unde nu trebuie să mănânci niciodată și anume pizzeria aceasta, pentru că dacă intri la pizzerie nu mai ieși. Trebuie să cauți o altă cale de scăpare. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și hai să vedem cum scăpăm și noi din această pizzerie. O să trebuiască să mă duc pe aici, cel mai probabil. Și unde este, mai bucătarul acela pizzer? Avem și lift, opa, mă duce în subteran. Oh my god. Deci cred că o să avem o grămadă de capcane. Și ia uite-te aici ce chestii din astea, așa cu niște țepi uriași. What? Trebuie să avem grijă mare. Băi, pe acolo cad alte persoane. Doamne, ce creepy e. În fine, am reușit să trec de toată nebunia asta. Avem aici și mai multe capcane aparent. Și ei presupun că trebuie să sară așa. Și acum sunt niște bucăți de pizza pe jos. Dar s-a făcut întuneric așa dintr-o dată și trebuie să mă duc după bucățile de pizza. A venit pizzerul turbat după mine. Uite-l cum aleargă. Bro, doamne, nici măcar nu știam că e lângă mine. Dar, oh no, am și alunecat. Doamne, am alunecat pe măzga asta verde. Ia, trebuie să sar așa la limită ca să nu mai alunec, pentru că dacă nu sar la limită, rip, mă duc pe măzga verde și după aceea nu mai am ce să fac. Am murit dacă am făcut asta și acum trebuie să urc pe scară. Și ia, mergem pe aici prin canalizare. Ia uite-l pe pizzer, bă. Uite-l cum bate ăla de face aluatul cu el. Cum se numește? Să-mi scrieți voi acolo în comentarii. Și alte persoane sunt prinse într-o pânză de păianjen. Ok, bro. Trebuie să sar peste pânzele astea. Oh, nu m-a prins pizzerul păianjen. What? Deci dacă te atingi de pânză, te prinde pizzerul păianjen. Mamă. Ok, și aici trebuie să cad aici, bun. Credeam că trebuie să merg pe pânză. Și aici e o capcană uriașă. Da, se declanșează capcana dacă atingi butoanele astea. Oh, nu, m-am atins de țep. Văleu, m-am atins de țep, bro. Deci trebuie să am grijă mare, gen. Pentru că dacă mă ating puțin de țep, rip. Și acum trebuie să mă duc pe țevile astea tăiate. No, am căzut. Bă, de ce mă grăbesc? Trebuia să mă duc până aici așa și după aceea să sar așa, bro. Că am sărit de la distanță prea mare. Asta era problema. Dar, uite, dacă sar așa, fără nicio problemă ajung în vârf. Mamă, dar mult e de urcat aici. Și uite aici o nouă canalizare. Noroc că aici am plasă, sincer. Că dacă nu era puțintel mai complicat. Încă o scară, încă o scară. Urc și scara asta. Bum, și acum trebuie să urmăresc felile de pizza, nu? Apare iară pizzerul. Apare din nou pizzerul, uite-l. Uite-l, bă, ce turbat e. Băi, pizzerule, calmează-te. Păi și unde trebuie să mă duc? Oh, nu m-a prins. Unde trebuie să merg aici? Stai puțin, că nu mi-am dat seama unde trebuie să ajung. A, trebuie să mă duc după felii, poate. De fi... A, acolo, în dreapta. Am văzut o gaură de aerisire, parcă. Cred că da. Am văzut ceva pe perete. Deci ar trebui să fie aici o gaură de aerisire sau ceva de genul ăsta. Da, bă, da. Asta trebuia să fac. M-a prins? Cum? What? Bă, cum de m-a prins? Ok, deci înseamnă că trebuie să-l jucuiesc puțin. Ar trebui să mă duc așa, să vedem. Bam, bam, bam. Aici sar puțin. Și acum ar trebui să am timp. Da, trebuia să-l jucuiesc acolo puțin tel. Bom, aici trebuie doar să sar pe astea. Și acum am lasere. Opa! Foarte, foarte multe lasere. O nouă gaură de aerisire. Ce-i cu scheletonții? E plin de scheletonți. Și trebuie să nu mă ating de ei. Dar... ce trebuie să fac? Adică trebuie să mă duc... A, am nevoie de un crowbar. Am înțeles. Uite aici crowbar-ul. Bun, și acum trebuie să mă duc la ușă. Au! Și am deschis ușa. Ia uite, bă, că mă ajută și tipul ăsta. Nice. Și avem un nou buton. Ce tare e că el plutește din cauza că el a luat liftul mai repede. Și ne duce liftul acum la suprafață. În sfârșit, asta înseamnă că am scăpat, oare? E posibil, nu? Poate că am scăpat. Ar fi tare rău să fi scăpat, sincer. Și ia unde ne duce. Ok, ne-a dus aici. Și aici sunt foarte, foarte multe capcane. Mamă, ce mi-a dat presa asta. Păi și cum aș putea? Ia, cred că trebuie să mă duc așa aici. Bum, bum. Gata, am reușit, gen. Și trec și de asta. Mamă, m-a prins acolo la final, pe bune. Bro, deci e chiar la nimerială. Oh, no, m-am dus prea în față. Deci e chiar la nimerială, gen, presa asta. Aștept să se ridice. A, trebuie să te duci chiar când se ridică. Oh, m-am dus prea în față și m-a spart, gen. Bun, 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 bun. M-a prins. Bă, deci e foarte, foarte greu să treci de presa asta. Oare poți și pe deasupra? Nu cred, că dacă o atingi, mori. Da, cel mai probabil nu. Uuu, am reușit. Bun, nice. Ok, trebuie să stau aici. Și acum când se ridică, bam, m-am dus. Și am reușit să trec. Deci e timing-ul acolo, trebuie să ai grijă. Mamă, iară din astea cu țepi. Așa, acum trebuie să sar pe ăsta și... nu! M-au făcut ferfeliță! Eram chiar la final, bro! A, și m-a dat aici sus. Yay! Măcar m-a dat aici sus. A, pe bune asta nu-mi dă viteză? Ok, deci asta nu-mi dă viteză. Oh, dar trebuie să am grijă aici. Aș trebuie să tot sar. Nice. Hopa, hopa, hopa. Bom. Și am reușit să trec. Hop on. Deci trebuie să sar aici. În cușcă. M-am băgat singur în cușcă. Și mă trimite în lavă. Ce, mă? Mă bagă în lavă? Nu. Se deschide cușca și pot să sar. Nice. Credeam că mă bagă direct la lavă, dar am reușit totuși să scap. Și aici trebuie să mă urc pe scăriță. Ok, dar nu pe partea asta. Pe partea asta la altă. Mi-a cam dat țeacă scărița. Bun. Aici trebuie să merg pe asta. O nouă scăriță. Foarte, foarte multă lavă aici. Și acum trebuie să sar așa. Ok, și trebuie să mă duc pe aici pe margine. Bun, sar și pe asta și încă o dată. Și, ce scrie aici? Exit. Aici e ieșirea, gata, am scăpat. Bă, da! Ci că fugi! Am reușit! Și mă duc prin pădure. Fugi acasă. Ok, de ce s-a făcut întuneric dintr-o dată? Și de ce presimt că o să vină pizzerul după mine? Chiar asta se întâmplă. Efectiv, asta s-a întâmplat. A venit pizzerul turbat și m-a prins. Oh my god. Deci trebuie să-l jucuiesc și pe aici, ca să pot să scap de el. Aha, uite acolo văd ceva. Cred că acolo e finalul. Deci trebuie doar să scap de pizzer. Ia, pot să-l blochez de aici? Da. Îl pot bloca în copac. Ok. Nu, nu mă prinde. Nu mă prinde, aleargă mai rapid ca mine. M-a prins la final? Cum e posibil, bro? Băi, deci aleargă mai rapid ca mine, asta e faza. Oh my god. Hai să vedem de unde vine pizzerul ăsta turbat. Unde ești, mă, pizzerule? Uite-l aici. Gata, l-am fraierit acum. Nu mai are șanse să pună mâna pe mine. Na, e la distanță mare de mine, parcă. Uite aici cutiile. Trebuie să sar pe cutii și să sar peste și am reușit să ajung la final. Am scăpat de la pizzeria lui Papa. Așa se numește ciudatul ăla și... Sincer, să nu mergeți niciodată la pizzeria aceasta, este singura pizzerie la care nu trebuie să mergi, pentru că dacă vrei după aceea să scapi cu viață, trebuie să faci o grămadă de lucruri. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!